de a câștiga ceva în plus cu această partidă, mai exact dublul profitului, indiferent cât ai câștigat pe partida AS Roma Chelsea, accesând linkul pe care l-am amintit, vei avea dublul profitului la tine în cont. Bun exemplu, așa este. Dacă pariezi la o cotă de 1,71 o anumită sumă, în loc de suma respectivă aferentă pariului tău, câștigul tău va fi dublul. Deci vei avea dublul sumei câștigate. Sabin, pontul pentru această partidă este ca oaspeții să aibă cel puțin 4 cornere meci, o cotă de 1,50. Mă uitam la partida asta cu Bournemouth din campionat. Morata au o mulțime de ocazii. Probabil că se va mai întâmpla să aibă șuturi la poartă și balonul se scurgă într-un fel sau altul pe după spațiul porții. Așadar, mizăm pe cornere, probabil un pariu destul de ușor de câștigat. Cel puțin 4 cornere, Chelsea, o cotă de 1,50. Mergem iarăși mai departe și discutăm despre restul meciurilor din Liga Campionilor de mâine. Sabin, ce mai avem? Hai să vedem și o să încerc să introduc și câteva dintre pronosticurile telespectatorilor. Să le discutăm puțin împreună. AS Roma Chelsea, mai avem un pronostic pentru această partidă. Gol în ambele reprize, practic ține în cont de ce s-a întâmplat în tur, dar și de faptul că Roma este o echipă care trebuie, sau echipa care trebuie să forțeze mai mult. Chelsea are avantajul punctelor cucerite până la acest moment. Atletico Madrid, Carabag, scor corect 1-0, 2-0 sau 3-0. Scor corect multiplu, la o cotă de 1,54. Atletico este la pândă, așteaptă ca Roma să piardă partida cu Chelsea, dar oricum, după punctele pierdute în meciul turc cu Carabag, va fi foarte greu să se califice. Oricum, Carabag probleme mari de parte de casă, e clar că vor pierde deplasarea la Madrid. Celtic Bayern, oaspeții să aibă peste 5,5 cornere la o cotă de 1,60. Era de aștepta ca Bayern să-și revină. Heinkes nu a resuscitat-o neapărat, ci le-a readus jucătorul plăcerea de a se antrena și a devolua la cel mai înalt nivel. La Celtic, o deplasare destul de simplă pentru Bayern, o diferență prea mare de valoare. Oricum, locul întâi în grupă este pierdut în favoarea PSG-ului. FC Basel cu CSKA Moscova, peste 2 goluri asiatic, cota 1,48. Un meci foarte, foarte important pentru Basel. Dacă se impune, are garantat locul 2. La egalitate de puncte, diferențierea se face prin jocurile directe. Basel a câștigat și meciul tur. Eu cred că va fi un meci echilibrat și Basel va avea mult de muncit chiar și pentru un rezultat de egalitate. Sincer, aș paria că CSKA deschide scorul. Asta îmi spune feeling-ul în acest moment. Noi pariem pe goluri, peste 2 goluri asiatic. Dacă se vor marca exact 2, vom avea miza înapoi în cont. Olympiacos Barcelona, peste 2,5 goluri, cota 1,49. Nu insistăm foarte mult pe ideea pariului. Doar să reținem faptul că cei care vor să mizeze la acest meci pe un succes foarte clar al Barcelonei, cu handicapuri și mai știu eu ce alte pariuri, să rețină că trupa catalană vine cu destule absențe aici. Iniesta și Piqué vor fi cu siguranță în afara lotului. Atenție, Messi este incert. O să vedem dacă va evolua la această partidă. Din ce am înțeles, Messi ar fi fost declarat apt de joc. E adevărat că s-a lovit, dar e luat în cărți pentru partida asta să vedem, ca titular. Da, eventual poate nu va fi, știu, forțat pentru această partidă. E genul de meci pe care trebuie să pariez cu o oră, două, trei înainte, atunci când se definitivează loturile pentru partidă, da. Pentru că sunt ceva absențe la Barcelona. Apropo de absențe, la Bayern, Lewandowski se pare că nu va juca. PSG Anderlecht, două pariuri avem pentru această partidă. Scor corect 2-0 oricând în prima repriză, la o cotă de 2,10. Și gazdele sub 6,5 cone, la o cotă de 1,79, poate, știu, mi se pare unora că aceste pariuri se bat cap în cap. Nu este chiar așa, pentru că PSG este o formație care, de obicei, când se apropie de poarta adversă, reușește să-și marcheze, nu are nevoie de cornere sau puține combinații sunt respinse de defensivele adverse. Meciul calificării, statistică interesantă pe această partidă, PSG nu a primit niciun gol, Anderlecht nu a marcat niciunul până acum în grupă.
Anderlecht o echipă care merge foarte, foarte slabă la acest sezon. Chiar și în campionatul intern are necazuri. Sporting Juventus peste două goluri asiatic, cota 1.56. Eu cred că va fi 2-1 pentru Juventus. Asta e rezultatul care tot îmi stă în cap. De unde și varianta cu Higuain, cota 1.54. Atenție, Alexandro, da. Cel care și-a dat autogol în meciul tur a fost odihnit în partida de campionat cu Milan. Știu, probabil omul abia așteaptă acum să intre pe teren, da. Să facă spectacol. Tocmai de aia, peste două goluri asiatic, eu știu, poate mai dă vreun autogol și ne separi încă de la pauză. Exact. Manchester United, Benfica, dacă în tur nu te-am ascultat sfatul și am mers pe un meci în care Benfica avea un cuvânt de spus, bine, a avut un cuvânt de spus, dar insuficient. Pentru meciul retur, pariem cu încredere pe o victorie a echipei gazdă. Benfica e modestă, din păcate pentru ea e cea mai slabă echipă a grupei. De partea cealaltă, Manchester United certată de suporteri după victoria asta cu Tottenham, doar 1-0 a fost și 1-0 acela chinuit. Anthony Martial a reușit să înscrie golul victoriei pe final. Dacă titlul va ajunge pe Old Trafford în acest sezon, foarte puțin probabil, dar dacă va ajunge, fanii trebuie să se gândească că doar în acest fel va ajunge, pentru că Mourinho nu prea știe ce să joace altceva. Adică închis, cât mai simplu, întreaga evoluție, fără riscuri, fără nimic, ăsta e jocul lui Mourinho. Da, cam așa a jucat cu Liverpool și repriza a doua n-a avut nicio ocazie de poartă. Contează și pe cine ai în față. Pe Benfica, în schimb, o poate învinge la cel puțin două goluri. Noi pariem unul cu handicap asiatic minus 1 la o cotă de 1.58. Sunt ceva schimbări în echipa gază, dar practic vor reveni oamenii clasici pentru meciurile de Liga Campionilor, pentru că Mourinho încearcă, evident, să construiască două echipe, una cu care să abordeze partidele de campionat, una pentru Liga Campionilor. Mkhitaryan va fi trecut pe bancă, revine Mata. Oricum, cred că va fi o partidă destul de simplă pentru United, mai ales că este și cea decisivă. Da, Martial ar putea fi titular în această partidă în locul lui Rashford. Rashford, din păcate, nu prea profită de șansele pe care le primește, însă e chiar un jucător interesant. Mie îmi place foarte mult de el și, de asemenea, Lukaku, certat de suporteri care așteaptă mai mult de la el. Pe de altă parte, au fost suporteri care au luat apărarea, pentru că golul, pasa de gol la golul lui Martial a fost în urma unei devieri cu capul a lui Lukaku. Probabil vom avea și o răbufnire a acestuia și probabil un gol al lui Lukaku, cu atât mai mult cât adversarul este accesibil. Din păcate, spunem asta despre Benfica, altfel o echipă care de-a lungul timpului a impresionat de multe ori. Cristian Rusu ne spune așa, Manchester 1 și cel puțin 2 goluri, PSG 3+, Darius Cofaru, ce mai avem aici? PSG 1 și 2+, handicap pe Celtic, Driga Darie, 2,5, Mario Liviu, Atletico Roma, ambele marchează. Un alt telespectator ne-a ce aminte, așa este, că și Thomas Müller e absent la Bayern München, nu doar Lewandowski, într-adevăr. Atletico 1 solist, Aureli Ghezan, PSG 1 cu handicap minus 2, corect, cred eu de fapt. Atletico Madrid 2-0, pauză sau final X, iată, la Atletico Madrid, ar fi chiar culmea ghinionului pentru această echipă, care totuși nu e la apogeu. Olympiacos Barcelona, ambele marchează și cel puțin 4 goluri în meci, Ovidiu Martin. Da, să știi că e un pariu interesant ăsta și noi în prima variantă am oferit pentru meciul de la Pireu varianta ambele marchează și Barcelona câștigă, deci 2 și ambele marchează. Până la urmă, dacă Barcelona nici nu va avea pe teren primul 11, cu gruparea belenă susținută serios de spate de fani și fără a mai avea nimic de pierdut, de ce nu pot marca și grecii măcar unul? Îl așteptăm și pe lui Soares să-și facă simțită prezența în sezonul ăsta. Napoli-Manchester City, ăsta e poimine, miercuri, mă rog, o să vorbim despre el. PSG cel puțin 4 goluri la o cotă de 1.45, Davidescu Alexandru, cota cam micuță totuși, dar într-adevăr pare un meci la dispoziția lui PSG.
Chelsea deschide scorul, un alt telespectator. Celtic Bayern, ambele marchează 1.80. Basel CSKA Moscova 1x și 2 plus, Ionescu Vasile. Roma nu pierde, iată un alt mesaj. Gol în ambele reprize, tot pentru partida Romei. Sporting Juventus X2 și 2 plus, Cristi Neață 1.64 este cota. 3.30 la Manchester United X și să vedem dacă mai avem aici ceva. Bayern marchează în ambele reprize. Pronosticuri interesante. Hai să mergem mai departe, Sabin. Mai avem ceva pentru aceste partide de Liga Campionilor. Sunt cotele bombă. Cred că merită să le luăm în considerare. Ok, la meciul Barcelonei pe terenul lui Olympiacos. Un scor corect multiplu, spui tu, Sabine. 4-0, 5-0 sau 6-0? Sunt variante de încercat. Cota e foarte bună, 5.25. Sporting Juventus, oase, se câștigă și peste 2.5 goluri la o cotă de 3.30. Asta în ideea acelui 1-2 de care îți povesteam. 6 Roma, Chelsea remiză cu goluri ca și în meciul tur, 4.60. Poate nu va fi din nou 3-3, dar 1-1-1, 2-2 sunt variante de luat în calcul. Sunt variante de încercat pentru ziua de mâine. Pariorii pot intra în oferta Winmasters, iar acolo vor găsi foarte, foarte multe variante în cote bune și foarte multe variante pe care doar Winmasters ne oferă. E acel pariu sub peste goluri la pauză și scor final, dar vorbim de goluri la pauză, e o variantă pe care o încerc foarte des, pentru că îți mărește cota unui pariu, ce pare destul de simplu la prima vedere. De exemplu, unul final într-un meci al PSG-ului, dar pariezi și cu acest sub peste la pauză și deja cota este mult, mult mai bună pe favorit. Corect, avem și pariuri la cerere, tot o promoție a celor de la Winmasters, cu cote oferite în urma e-mail-urilor pe care le-am trimis noi acolo, cu variante de pariuri. Haideți să le trecem în revistă. La finalul săptămânii trecute am trimis un e-mail celor de la Winmasters, așa cum puteți să o faceți și noastră pe adresa pariuri@winmasters.ro, și am întrebat următorul lucru. Ce cotă ne-ar da pentru demiterea lui Vasile Miruță de la Dinamo până la finalul sezonului regulat? Cred că această variantă de pariuri pare cu atât mai îndreptățită sau cu atât mai interesantă după înfrângerea suferit astăzi de Dinamo pe teren propriu în fața Viitorului 0-4. Care sunt cotele, Sabin? Să nu fie concediat, cota este 1.45 și să fie concediat, cota e 2.50 și de urmărit este cotația, această cotă de 2.50, dacă va fi la fel și mâine, pentru că sau poate pariul va fi închis, e un pariu la cerere. Și unde ne putem uita să vedem? Intrăm pe site-ul Winmasters, accesăm rubrica Sport, iar în zona de pariuri speciale, evident pe România, găsim variantele de pariere la cerere, oricare variantă de pariere la cerere, nu doar cele propuse de redacția Pariurului 2 și emisiunea Un Port pe Zi. Așa este și pentru că Steaua s-a impus de o manieră entuziasmantă în ultimele două etape de campionat, 7-0 cu Poli Timișoara, respectiv 5-2 în deplasarea de la Severin cu Craiova. Ne entuziasmăm și luăm în calcul o variantă care ar putea părea interesantă pentru suporteri, și anume FCSB să nu mai piardă niciun meci în vecii vecilor până la finalul sezonului regulat. Vom afla această cotă tot așa în zilele următoare, probabil mâine o să avem cota și o să vă prezentăm în emisiune. De asemenea, așa cum v-a zis Sabin, în secțiunea de pariuri speciale găsiți toate pariurile speciale care sunt încă active la această casă de pariuri, la Winmasters. Interesant, sunt eu de multe ori când intru pe un site, ăsta e primul lucru pe care îl caut, să văd ce pariuri speciale au. Și până la urmă așa aveți și cât de bună este o casă de pariuri, dacă are sau nu are pariuri speciale. Bun, mergem mai departe, haideți să luăm la puricat restul ofertei caselor de pariuri pentru ziua de mâine. Luăm la puricat, adică vedem dacă au purici. Da, ne căutăm de purici. Căutăm de purici. Și mâine avem etapă în
Liga a doua engleză, o rudă foarte interesantă, Cardiff, Ipswich 1 și peste 1,5 goluri în meci, cota 1,43. La Oasteț încă nu are lotul valoare necesară, deși Mick McCarthy mizează pe continuitate, este acolo antrenor de 5 ani. Dacă s-ar face investiții, lucrurile ar fi altfel. Da. Fulham, Bristol City 2-4 goluri în meci, cota 1,50. Hull City, Middlesbrough, peste 2 goluri așteptate, cota 1,50. Hull are gol averaj 26-23 după 14 etape. Queen's Park Rangers, Sheffield United, ambele marchează, o cotă de 1,71. Și Sunderland, Bolton, oaspeții să marcheze, 1,49 e cota. Bolton vine după 3 meciuri fără înfrângere, o serie nesperată și în fiecare dintre aceste meciuri a și marcat. Austria, Liga Secundă, Ried cu Hardware, gol în ambele reprize, o cotă de 1,50. Și Vatens, Neustadt, peste 2,5 goluri la o cotă de 1,83. Vatens a marcat de 5 ori în ultima partidă acasă, deși joacă cu locul 2, o poate face din nou. SUA, Major League Soccer, Columbus Crew cu New York City, ambele marchează, cota 1,50. Uite, avem un pont și din fotbalul în sală românesc, Dunărea Călăraș, Mucitorul Reșița, 1 cu handicap asiatic, minus 3,5 goluri, cota e bună, 1,85. Se găsește în ofertele tuturor agenților. Deci nu crezi în Muncitorul Reșița? Nu cred în Dunăre. Avem și ponturi din tenis, doar 3 ponturi. Verdasco, Rublev, 2 cu handicap asiatic plus 1,5 seturi, adică Rublev să câștige măcar un set. Schwarzman cu Troitski, 1 solist, 1,48. Și Cuevas cu Kachanov, 2 solist, o cotă de 1,42. Pablo Cuevas, nume mare în ATP, dar a ajuns deja la 37 de ani. Adversarul său, un lup tânăr de doar 21 de ani, care mâine poi mâine bate la porțile topului 20 mondial. Prieteni, atât pentru această seară. Ne revedem mâine la ora 16 cu emisiunea 11 metri, apoi din nou la ora 24 cu un pont pe zi. Vă invităm și pe site-ul nostru, pariuri112.ro. Noi am fost Dan Bârai și Savin Pârvan. Vă mulțumim pentru atenție, noapte bună și baftă la pariuri!